Horoscop săptămânal 8-14 februarie 2021. Ținând cont de faptul că Mercur își continuă mișcarea retrogradă, încercați să acordați mai mult atenție afacerilor, să observați și să luați în considerare chiar și detaliile minore și să fiți atenți atunci când faceți tranzacții. Acest lucru va evita multe momente neplăcute, dezamăgiri și speranțe deșarte. Unele evenimente neașteptate sunt posibile. Încercați să reacționați rapid la ele, nu vă agățați de ideile și obiectivele învechite care și-au pierdut relevanța. Mijlocul săptămânii vă va face să fiți atenți la modul în care relațiile personale se dezvoltă. În această perioadă sunt posibile unele situații ambigue, iar momentele tensionate nu sunt excluse. Există șansa de a rezolva lucrurile și a rezolva rapid diferențele. Ultimele zile ale săptămânii vor fi cele mai pline de satisfacții. Ele vor fi cele care sunt potrivite pentru a face lucruri dificile. O mulțime de lucruri vor ieși bine, de multe ori nu va trebui să depuneți mult efort pentru a obține rezultatul dorit. Uneori, o coincidență norocoasă ajută la rezolvarea unei probleme importante. Berbec. Încercați să vă abțineți de la acțiuni frivole și concluzii pripite la începutul săptămânii. Această perioadă necesită decizii în cunoștință de cauză. Ele ajută la atingerea obiectivului. Influența tendințelor pozitive crește în fiecare zi. De aceea, nu toate cazurile trebuie abordate imediat, nu toate ideile ar trebui puse în aplicare imediat, de multe ori va fi mult mai înțelept să așteptați un moment mai bun. A doua jumătate a săptămânii va fi o perioadă în care calitățile de conducere se vor manifesta foarte clar. Deseori, oamenii vor fi pregătiți să vă urmeze până la capătul lumii. Sunt posibile cunoștințe neobișnuite, întâlniri cu persoane despre care ați auzit multe. Apar noi prieteni, dar vor fi și mulți rivali. Multe dintre acțiunile voastre vor atrage atenția. Este posibil ca unele propuneri interesante să vină la sfârșitul săptămânii. Taur. Începutul săptămânii va fi agitat. Cel mai probabil, de data aceasta, va aduce o mulțime de evenimente neașteptate. Adesea va trebui să vă schimbați planurile. Încercați să profitați de fiecare ocazie, să faceți experimente îndrăznețe și să vă căutați propriile căi către obiectiv. Adesea, norocul vă însoțește eforturile și există șansa să realizați acele idei pe care nici măcar nu le luați în serios. Sunt posibile cunoștințe neobișnuite. Este posibil ca acestea să pună bazele unei cooperări pe termen lung sau a unor relații de prietenie. În timp, situația se va stabiliza. Vă veți simți mai încrezători, înțelegeți că acum puteți reveni la unele planuri vechi, idei care anterior nu puteau fi puse în aplicare. Puteți lucra cu documente, puteți contacta agenții guvernamentale sau vă puteți rezolva problemele financiare. Gemeni. Veți putea face pași mari săptămâna aceasta, dar nu fără dificultăți. Nu ar trebui să vă bazați pe victorii ușoare și ar fi bine să fiți sceptici cu privire la promisiunile de sprijin pe care alții le oferă de bună voie. Din păcate, nu toată lumea își poate ține cuvântul. Sunt posibile oferte de muncă neobișnuite. Este posibil să aveți șansa de a aborda exact proiectul care părea de mult timp interesant și promițător. Încercați să arătați imediat de ce sunteți capabili și simțiți-vă liber să atrageți atenția asupra victoriilor voastre. Sfârșitul săptămânii va fi deosebit de generos, cu surprize plăcute. Acesta va fi un moment bun în ceea ce privește relațiile personale. Multe se pot schimba în bine aici, dacă luați inițiativa. Rac. O săptămână plină de oportunități. Există șansa de a merge mai departe în direcția aleasă, pentru a atinge obiectivul stabilit cu mult timp în urmă. Nu tot ce vă asumați vă va face să aveți succes rapid. Proiectele pe termen lung devin cele mai interesante. Acestea vor fi asociate celor mai plăcute cunoștințe, întâlniri de care vă veți aminti mult timp. Poate fi dificil să rămâneți calmi în prima jumătate a săptămânii. Fundalul emoțional va fi instabil, vă veți pierde ușor echilibrul. Fiți atenți la starea voastră de spirit, nu vă lăsați dezamăgiți. Cei mai dragi vă vor sprijini în multe feluri. A doua jumătate a săptămânii necesită o abordare deosebit de serioasă a afacerilor. Încercați să răspundeți la toate promisiunile pe care le-ați făcut, chiar dacă nu va fi ușor. Acordați atenție lucrurilor mici pentru a evita greșelile. Leu. Săptămâna aceasta veți putea face o mulțime de lucruri utile pentru voi și pentru ceilalți. Nu va fi întotdeauna ușor să vă atingeți obiectivele, dar veți fi persistenți și nu veți renunța la planurile voastre. Deseori va trebui să începeți să acționați singuri, ajutoarele apar după ce depășiți primele obstacole. Trebuie să învățați repede, adesea din greșelile altora. Dacă veți fi suficient de atenți, nu veți face gafe enervante care ar îngreuna viața tuturor. Sunt posibile schimbări în bine în domeniul finanțelor. Aici putem vorbi atât despre returnarea datoriilor vechi, cât și despre încheierea unor tranzacții profitabile. Sunt posibile oferte ispititoare pentru cooperarea pe termen lung. Unii reprezentanți ai zodiei vor găsi un loc de muncă de vis. Relațiile personale se vor dezvolta armonios.
Săptămâna va fi bună pentru restabilirea vechilor legături, pentru a face pace cu cei cu care ați fost într-o ceartă. Fecioară. Săptămâna deschide multe oportunități noi. Încercați să le folosiți pe fiecare dintre ele. Unele fecioare vor înțelege acum ce pas trebuie făcut pentru ca viața să înceapă să se schimbe în bine. Puteți experimenta, puteți încerca ceva complet nou. Veți avea noroc în multe privințe. Coincidențele de succes nu sunt excluse, ceea ce va duce la gânduri interesante. Farmecul și capacitatea voastră de a aborda oamenii vă vor fi adesea utile. Rivalii recenți pot fi aliați de mare ajutor. Sprijinul lor vă va ajuta să evitați multe momente neplăcute, precum și griji inutile pentru nimicuri. A doua jumătate a săptămânii va fi extrem de favorabilă din punct de vedere al creativității. Acesta este un moment al ideilor minunate, al inspirației și al ideilor reale. Tot ceea ce faceți invariabil va atrage atenția. Balanță. Fiți atenți la modul în care relațiile voastre se vor dezvolta cu ceilalți. Puteți găsi aliați puternici și influenți, dar trebuie să vă gândiți la modul în care i-ați putea interesa. Ideile vechi vă pot fi utile. Nu este exclus ca acum să fie posibil să le aduceți la viață. Prima jumătate a săptămânii va fi favorabilă activităților comerciale. Va exista șansa de a încheia oferte bune, sunt posibile achiziții de succes. Va exista ocazia de a vă împrieteni cu oameni ale căror interese sunt similare și să beneficiați de acest lucru. A doua jumătate a săptămânii vă oferă șansa de a face o impresie bună asupra persoanelor a căror opinie este importantă pentru voi. Aici va trebui să faceți un efort, dar intuiția vă va spune cu siguranță ce să spuneți și ce să faceți. Este posibil să găsiți o modalitate de a restabili legăturile pe care le-ați avut odată cu cei dragi. Scorpion. Săptămâna va începe bine. Prima jumătate va fi plină de idei grozave, dintre care unele pot fi implementate imediat. Acesta este un moment bun pentru a comunica cu cei cu care sunteți apropiați în spirit. Vă vor plăcea și aceste zile, deoarece vă vor permite să cedați impulsurilor, să spuneți și să faceți ceea ce vă vine în minte. Improvizați cu inspirație și vă adaptați rapid la circumstanțe noi. A doua jumătate a săptămânii va fi plină de momente inspirate și întâlniri plăcute. Puteți găsi noi aliați, ajutoare care vor deveni în curând prieteni. Acesta este momentul potrivit pentru a lua inițiativa în toate domeniile vieții. Va fi în puterea voastră să faceți schimbări semnificative în bine. Vor fi multe momente inspiratoare. Unii scorpioni vor înțelege că sunt gata să se apuce de treabă, lucru pe care nu au întârziat să și-l asume mult timp. A face primii pași va fi mult mai ușor decât credeți. Săgetător. La începutul săptămânii va fi dificil să nu vă enervați. Circumstanțele vor fi nefericite, apoi altele se vor comporta ciudat. Va trebui să petreceți timp prețios corectând greșelile altor persoane, distrăgându-vă atenția de la treburi pentru a le oferi altora sfaturi. Încercați să vă țineți sub control emoțiile. Va fi în puterea voastră să schimbați situația în bine. În fiecare zi, sprijinul planetelor va fi din ce în ce mai tangibil. Vă veți despărți de îndoieli. Veți înțelege că sunteți pregătiți pentru acțiune decisivă. Este posibil să rezolvați unele situații ambigue, să înțelegeți de ce relațiile care sunt importante pentru voi nu sunt ușoare. Vă va fi ușor să lăsați dezacordurile și disputele în trecut. Întâlnirile care vor pune bazele unei prietenii îndelungate și a unei iubiri frumoase nu sunt excluse. Capricorn. Începeți săptămâna plin de viață și energie. Primele sale zile vor fi un moment bun pentru a face față problemelor dificile, pentru a rezolva treburi importante. Nu va fi niciun obstacol pe care să nu-l puteți depăși, doar să vreți. Experiența anterioară vă va fi adesea utilă. Vă va fi ușor să obțineți ajutor. Multor oameni le vor plăcea ideile voastre, inclusiv cele care anterior păreau prea îndrăznețe, riscante. Relațiile care anterior erau pur de natură comercială devin mai puțin formale. De asemenea, pot suna note romantice, dacă nu aveți nimic împotrivă. Ultimele zile ale săptămânii vor fi favorabile pentru conversații importante pe orice subiect. Vă veți înțelege bine cu ceilalți, ei vă vor asculta. Nu este exclus începutul cooperării, care va deschide o nouă pagină în carieră. Vărsător. Săptămâna va fi de bun augur, care oferă șansa de a rezolva multe probleme importante. O combinație norocoasă de circumstanțe vă permite să faceți ceea ce nu a fost posibil de mult timp. Unii vărsători își pot corecta greșelile pe care le-au făcut mai devreme. Gândiți-vă dacă ați acordat priorități corect. Ar fi păcat să petreceți timp și efort pe fleacuri. Aici merită să vă ascultați intuiția. Sfaturile din exterior nu vor fi întotdeauna la fel de bune pe cât cred oamenii care le dau. Prima jumătate a săptămânii va fi ocupată. Mulți vărsători vor trebui să facă ore suplimentare. Viața personală va dispărea în fundal, dar nu pentru mult timp.
în curând totul se va schimba. Cu cât sfârșitul săptămânii va fi mai aproape, cu atât vă va fi mai ușor să vă înțelegeți cu ceilalți, cu atât ofertele vor fi mai interesante. Probabilitatea unor cunoștințe plăcute crește, de asemenea, surprizele romantice nu sunt excluse. Pești. Săptămâna nu va fi lipsită de necazuri, dar totuși bună în felul său. Oferă șansa de a învăța multe, de a găsi răspunsuri la câteva întrebări importante. Va fi certitudine unde lipsea, acum vă va fi mult mai ușor să mergeți înainte. Nu sunt excluse dezacordurile și disputele. Cel mai adesea vor fi legate de afaceri sau de muncă. Este important să nu vă entuziasmați, să nu fiți conduși de emoții. Dacă rămâneți calmi, vă puteți dovedi cazul evitând conflictele și nemulțumirile ascunse. A doua jumătate a săptămânii va fi mult mai ușoară decât prima, deoarece are un fundal emoțional mai stabil. Rămâneți optimiști și încrezători, nu vă faceți griji pentru fleacuri, nu cedați provocărilor. Multor oameni le vor plăcea atitudinea voastră față de viață. Nu va fi surprinzător faptul că cei din jur vor vrea să se împrietenească cu voi. Nu se vor zgârci la complimente și semne de atenție. Atenția la intuiție vă va permite să ocoliți eventualele probleme și să nu vă pierdeți din cauza deciziilor pripite. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!